Târgoviștenii care locuiesc în microraionul 12 din Târgoviște sau cei care au avut drum prin zonă, la primele ore ale dimineții au retrăit amintiri din vremea comunismului. Ca și pe vremea lui Ceaușescu, atunci când vizitele dictatorului erau pregătite din timp pentru ca totul să iasă perfect, cu pom vopsiți pe marginea drumului și bitum pentru protecția tocurilor tovarășei, istoria se repetă în zilele noastre, iar primarul interimar, Cristian Stan, are parte de tratament asemănător. Echipați corespunzător, cei mai harnici muncitori de la salubritate au fost scoși în număr mare pe străzile ce urmau să primească vizita atât de importantă. Asfaltul a fost măturat, gunoiul adunat cu grijă și stivuit, iar spațiile verzi greblate și atent curățate, cum n-au mai văzut de mult locuitorii acestui cartier. Tot acest efort a fost depus pentru ca edilul să pășească în siguranță pe șantierul de lucru, pentru a verifica stadiul lucrărilor de asfaltare, începute la parcarea de pe strada Pandurilor din microraionul 12.